Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede abrogarea recursului compensatoriu adoptată de Camera Deputaților în calitate de for decizional pe data de 4 decembrie. Asta înseamnă că deținuții nu vor mai fi eliberați mai rapid din penitenciare, înainte de termen, însă, foarte important, legea nu se aplică retroactiv. Asta înseamnă că proiectul lui Tudorel Toader, care a scos până acum din pușcării peste 22.000 de persoane condamnate definitiv, o să mai aibă efecte alți câțiva ani de acum înainte. O să vedem explicațiile experților imediat în emisiune. Avem și o situație stranie în justiție de teama tăierii pensiilor speciale. Magistrații se grăbesc să își retragă cererile de pensionare. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către judecătoarea Gabriela Baltag în ședința plenului CSM. Comentăm și acest subiect în emisiunea de astăzi și facem un popaș în capitală, pentru că circulația metrourilor din București ar putea fi paralizată de la 1 ianuarie 2020 dacă Metrorex nu va plăti o datorie de peste 150 de milioane de lei pe care o are către Alstom. Astfel, în doar două săptămâni, cei aproximativ 1 milion de oameni care folosesc zilnic metroul ar putea fi nevoiți să folosească alte mijloace pentru a ajunge la serviciu. Permiteți-mi să vă prezint și invitații mei de astăzi. Mario Demeso, din partea Partidului Național Liberal, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! Avocatul Cristian Ene, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație, pentru participare, domnule avocat. Și Emilian Isailă, jurnalist politic news.ro. Bună ziua, Emilian, și ție! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Eu sunt Aneta Singiorzan, începe chiar acum Talk B1. Așadar, legea care a scos din pușcării mai devreme peste 22.000 de deținuți a fost anulată de Klaus Iohannis. Președintele a semnat în această dimineață abrogarea recursului compensatoriu. Peste 500 de condamnați care au beneficiat de cadoul lui Tudorel Toader au recidivat în ultimii 2 ani. Colega mea, Alina Sorocean, se alătură în direct cu mai multe detalii despre acest subiect. Te rog, Alina, bună ziua! Bun găsit! Iată o veste care vine astăzi de la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a promulgat abrogarea recursului compensatoriu. Vorbim despre o lege care a fost adoptată în Camera Deputaților pe 4 decembrie, acesta fiind forul decizional. Asta în contextul în care la Senat a fost însă respins actul normativ. Vă reamintesc că faptul că au fost 22.917 persoane condamnate care au fost eliberate din închisoare ca urmare a acestui recurs compensatoriu din 19 octombrie 2017, data la care a intrat în vigoare această lege, până pe 2 decembrie 2019, sunt datele furnizate de Agenția de Administrație Națională a Penitenciarelor și foarte mulți dintre cei care au fost eliberați au și recidivat. Așadar, acest proiect care a fost inițiat de Partidul Național Liberal, iată, a primit undă verde de această dată și de la președintele Klaus Iohannis. Este un act normativ inițiat de PNL, dar care a fost comasat și cu un proiect de lege al USR. Mulțumim foarte mult, Alina Sorocean a fost în direct alături de noi. Domnule avocat Cristian Ene, aș începe cu dumneavoastră și vreau să ne lămurim puțin cu privire la beneficiarii acestui recurs compensatoriu, care înțeleg că din cauza faptului că legea nu se aplică retroactiv, ar putea să beneficieze în continuare, să aibă parte de aceste scutiri de pedepse, dacă vreți, bineînțeles, cu ghilimelele de rigoare, încă o perioadă de câțiva ani. Nu vorbim de scutiri de pedepse, ci vorbim doar de dreptul de a beneficia de o reducere a termenului ce urmează să fie executat, și anume la fiecare 30 de zile ce erau executate în condiții improprii din punct de vedere al legii, în spații ce nu aveau suficiente dotări, așa cum cere regulamentul și legea, ei beneficiau de reducerea perioadei de executare câte 6 zile la fiecare 30 de zile. Până în momentul în care s-a dispus abrogarea acestei legi, tuturor celor care se aflau în executare efectivă, li se va aplica acest beneficiu dacă, într-adevăr, intrau în acele condiții grele de executare. În situația în care s-a dispus prin legea abrogarea acelui recurs compensatoriu, în momentul când se va ajunge în instanță, cu siguranță cei ce se aflau la acest moment în executare vor invoca beneficiul legii penale mai favorabile. Până la momentul în care s-a dispus abrogarea legii, se vor aplica tuturor celor care intrau în condițiile de beneficiu al legii recursului compensatoriu acea reducere de executare, urmând de asemenea să precizeze și faptul că
După abrogarea legii, practic condițiile au rămas aceleași de executare și vor solicita judecătorului să aplice același beneficiu, însă numai judecătorul va decide. Vă întrerup puțin pentru că avem o legătură telefonică extrem de importantă. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, este în direct alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, domnule ministru. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Iată, președintele, prin decret prezidențial, astăzi a decis abrogarea acestei legi a recursului compensatoriu, care v-a făcut vedetă, recunoaștem, în spațiul public, domnule ministru. Cum vedeți acest lucru? Primul rând, președintele nu abrogă o lege. Probabil a ratificat legea de abrogare a Parlamentului. Camera Deputaților pe 4 decembrie a decis abrogarea acestei legi, iar președintele a confirmat, dacă vreți, acest lucru. Am înțeles. A promulgat legea prin care s-a abrogat recursul. Exact. Da. Spuneți-mi. Cum vedeți acest lucru, această măsură? Păi, în primul rând, nu știu de ce să mă facă vedetă pe mine, că dumneavoastră, media în general, nu ați vrut să vă aplecați asupra realității. Care ar fi vrut dacă aveți, aceasta? Dacă aveți, am spus-o de 1000 de ori, dacă aveți răgazul, proiectul de lege privind recursul compensatoriu n-a plecat de la minister în timpul mandatului meu. Deci anterior, momentul în care eu am fost ministru. 2. Când a ajuns în Parlament, eu, sub semnătura mea, am trimis punct de vedere că nu susținem modificările aduse de Parlament, rămânând valabile alea din proiectul de lege inițial. 3. Când a ajuns în controlul de constituționalitate, eu, sub semnătura mea, de fapt plecat de la minister, dar am semnat eu, punct de vedere că legea e neconstituțională. Mai departe, n-am avut doar dumneavoastră, în chip absolut neconform, ați asociat legea cu numele meu. A fost adoptată, acum, domnule ministru, în timpul mandatului dumneavoastră. Nu a asociat nimeni întâmplător. Poftiți? O adoptă Parlamentul, nu ministru. În timpul în care dumneavoastră erați ministru al Justiției. Da, dar Parlamentul a adoptat-o și președintele a promulgat-o. Cu majoritate PSD. Partid din care faceți dumneavoastră parte. N-am făcut parte din PSD eu niciodată, da. Întrebarea. Da, mă scuzați, domnule ministru, Mario Demeță mă numesc. Aș vrea să vă pun două întrebări. Prima, care a fost poziția dumneavoastră față de această lege și cine au fost inițiatorii acestei legi când a fost aprobată în mandatul dumneavoastră? Da. Și a doua, cum vă explicați dumneavoastră că aceiași parlamentari PSD care au votat odată în mandatul dumneavoastră pentru această lege, acum au votat pentru abrogarea ei la niciun an de zile mai târziu? Adică mie mi se pare, dincolo de o inconsecvență evidentă, mi se pare un analfabetism legislativ, dacă vreți, o părere de pe margine, așa, de spectator. Vă rog. Da. Poziția mea tocmai am spus-o. Că proiectul de lege a fost inițiat înainte de a deveni eu ministru, că în Parlament am arătat că nu ne însușim modificările aduse de către Parlament. Care erau modificări? Două importante. La 3 zile beneficiu pentru liberare condiționată alocate a 30 de zile în condiții necorespunzătoare, se câștiga un termen cu care se mergea la liberare condiționată, adică mai devreme cu 3 zile. Parlamentarii ce au făcut? Din 3 zile au transformat în 6 și în loc de vocație la liberare condiționată, au considerat alea 6 zile ca fiind executate. Și noi am scris de la minister că nu ne însușim aceste modificări. 2. Când a ajuns la Curtea Constituțională, a fost trimisă, mă rog, legea, noi de la minister, sub semnătura mea, am spus că obiecția trebuie admisă, că legea e neconstituțională. Deci aia a fost poziția mea, poziția ministerului, când eu eram ministru. Faptul că parlamentarii aceiași, odată au modificat radical proiectul de lege, a doua oară acum l-au fost de acord cu abrogarea,
O inconsecvență, spuneți dumneavoastră. N-am niciun motiv să vă contrazic. Dar îi întrebați pe ei de ce odată așa, odată altfel. Domnul Tudore Toader, Emilian Isailă mă numesc, sunt jurnalist. Am și o întrebare. Ați făcut toate aceste acte, este adevărat, în perioada în care ați fost ministru. Dar niciodată în acea perioadă nu ați ieșit public să explicați opiniei publice deci, și să vă afirmați acest punct de vedere pe care îl susțineți acum, cum că nu sunteți de acord cu și n-ați fost de acord cu această lege. N-ați fost de acord nici cu proiectul de lege, n-ați fost de acord nici cu legea după ce a fost adoptat. Cel puțin eu nu v-am auzit niciodată. Aia asta e problema, că nu m-ați auzit dumneavoastră. Păi da, dar eu mă ocup cu chestia asta. Adică sunt documentele la minister care atestă ceea ce eu am spus și vă repet dumneavoastră. Deci, o secundă, domnule ministru, dumneavoastră spuneți acum că nu ați fost niciodată de acord, să scurtăm sau să sintetizăm această declarație pe care o faceți, că nu ați fost niciodată de acord cu modificările aduse inițiale ale legii recursului compensatoriu, care astăzi au fost, pe 4 decembrie au fost abrogate de Parlament. Categoric n-am fost de acord din moment ce am trimis punct de vedere că nu susținem modificările și că legea e neconstituțională. Ei au făcut o altă greșeală. Acum nu știu dacă e greșeală sau intenționată, cred că e intenționată. Dacă un pavilion are 100 de celule, de camere, și una e neconformă standardelor CEDO, se consideră că tot pavilionul e neconform. Și în felul ăsta au extins beneficiul legii tuturor deținuților din pavilionul acela, chiar dacă unii stăteau în sau au stat în condiții corespunzătoare. Aici este problema cea mai discutabilă. De aici s-a generat o dublă, triplă extindere a beneficiului legii recursului compensatoriu. Dar cel mai bine și în măsură să vă răspundă sunt acei parlamentari care au inițiat-o, care au adoptat-o și ulterior au abrogat-o. Cred că o problemă și mai mare, domnule ministru, este aceea că 22.000 de persoane au fost eliberate înainte de termen, dintre care 500 s-au reîntors în pușcărie pentru comiterea acelorași fapte sau poate unora mai grave decât cele pe care le-au comis înainte de a fi condamnați. Absolut de acord cu dumneavoastră. N-am contestat niciodată. Domnul Tudorel, o ultimă întrebare. Domnul Tudorel Toader, Emilian Isailă, o ultimă întrebare. Ministerul Justiției în perioada respectivă putea să facă și altceva în afară de ce a făcut? Categoric n-avea ce face. Aș vrea să construiesc, că asta era și întrebarea mea, Mario Demețos. Sunt, domnule ministru, puteați dumneavoastră în calitate de ministru să retrageți sau să propuneți retragerea legii de la a fi aprobată? Nu, categoric nu. Da, eu bănuiesc că dumneavoastră aveți minima inițiere juridică. Legea e în Parlament și ministrul nu poate interfera. Nu poate să retragă o lege. Că a trimis-o guvernul ăla la altul, dinainte de 2016. Dar un ministru al justiției nu poate să retragă el o lege. Doi, Parlamentul a adoptat-o, a trimis-o la președinte, a ajuns la Curtea Constituțională, Curtea a validat-o, adică e constituțională și președintele a promulgat-o. Ministrul nu poate să interfereze cu o putere deasupra lui, să retragă ceva de pe rolul Parlamentului sau de pe rolul președintelui Republicii. O secundă, domnule Toader, dacă îmi permiteți, salut și pe Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR, este în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc tare mult, domnule Zegrean. Bine, mulțumesc și eu. Vă rog, ați auzit poziția domnului ministru, fost ministru al Justiției, Tudorel Toader. Din opinia domniei sale, nu putea să facă absolut nimic. Practic, spune că nu putea ministrul Justiției să facă niciun fel, să ia niciun fel de măsură decât sesizarea Curții Constituționale și, practic, această lege fiind adoptată de Parlament, a intrat în vigoare și ulterior nici de președinte. Sesizarea Curții Constituționale nu putea să o facă domnul ministru. Mai guvernul putea să o facă. La Curtea Constituțională, guvernul trebuie să trimite toate documentele semnate de primul ministru. Acum nu are rost să mai
căutat dumneavoastră cine e vinovat de că s-a adoptat această lege și ce s-a întâmplat din cauza ei. Lucrurile sunt trecute. Din păcate ne-am întors la punctul de unde am plecat. Pentru că această lege a fost adoptată tocmai pentru că aceste condiții de penitenciare sunt subumane și asta e realitatea. Oricine ce-ar spune, asta e realitatea. Penitenciarele românești nu respectă regulile europene. Și va trebui odată și odată să se rezolve și problema asta, pentru că avem penitenciare care au fost construite în evul mediu și construite de acolo tot acelea. Întâmplător sunt născut la Gherla și sunt câteva din Gherla. 500 de ani. Bun, pe mine m-ar interesa, domnule Zegrean, să aflu temeiul legal în baza căruia actualii deținuți condamnați, da? Pot să beneficieze în continuare de această lege a recursului compensatoriu și cei care sunt condamnați începând de astăzi, nu. Știu, opriți-vă că știu ce vreți să mă întrebați, nu pierdem timp. Zic pentru telespectator, domnule Zegrean, că poate nu înțelege toată lumea. Dumneavoastră înțelegeți. Deci, până la data când legea va fi publicată, legea aceasta de abrogare, ce scrie în legea veche rămâne valabil pentru cei care sunt în executarea prezentă. Deci, ce au câștigat prin aplicarea acestei legi vor beneficia la liberarea condiționată când le va veni vremea. De mâine încolo sau de poimâine, când intră legea în vigoare, să uităm de ea. Deci nu se mai aplică. Se aplică numai până la data intrării în vigoare a legii de abrogare. O lege abrogată nu se mai aplică. Știu, aveți un avocat, un domn avocat în studio, vorbea despre lege penală mai favorabilă. E de discutat dacă legea de executare a pedepsei este o lege penală. Și este acum în codul de procedură penală scrie cum e cu legea mai favorabilă și toate cele și sunt decizii ale Curții Constituționale în această privință. Deci cei care au câștigat zile prin legea existentă vor beneficia de ele când va veni rândul la liberare condiționată. Ceilalți nu. Da, aveți întrebări? Invitații din platou dacă vor să vă adreseze întrebare. Domnul avocat, o secundă. Ceea ce a precizat domnul președinte... Bună ziua, domnul președinte, este corect, se aplică tuturor celor care au executat efectiv până în momentul în care are loc abrogarea legii și am precizat faptul că pe viitor, cu siguranță, cei ce vor merge spre eliberare vor invoca acest lucru, urmând ca... Da, dar judecătorul va fi cel care le va spune în el. Corect, este dreptul lor să-i invoce din acest punct de vedere și totodată vom avea situații de genul în care se va preciza aspectul că, virgulă, condițiile de încarcerare nu au fost schimbate de la momentul în care s-a abrogat legea, exact, fapt pentru care vor face plângere la CEDO. Și CEDO va condamna din nou România. Exact, aceasta este problema. CEDO poate asta condamna România din punct de vedere financiar sau iar să ajungă la o hotărâre care să oblige prin hotărâre pilot. Suntem și gândim la fel. Problema este că prin abrogarea acestei legi se întâmplă un lucru bun, că nu mai scapă prin penitenciare cei care n-ar trebui să scape, cei care sunt periculoși pentru societate. Domnul când s-au întors înapoi 500, e normal și asta. Știți foarte bine, fiecare țară are poporul ei penitenciar. Întâmplarea face. Tot acolo vor sta. Întâmplarea pentru că nu vor mai fi lăsați de astăzi în stradă acum de Crăciun să ne dea în cap, ce doar ne va pedepsi din nou. Întâmplarea face că rata de recidivă este asemănătoare cu rata de recidivă în perioada 2012-2017. Așa este. Ceea ce este regretabil pentru că, indiferent că s-a abrogat acest recurs compensatoriu, noi nu am schimbat nimic din punct de vedere al programului de pregătire reală pentru o reinserție socială. Corect. Domnul avocat, eu practic meseria asta de vreo 40 de ani. Populația penitenciară în România totdeauna a fost între 35 și 40 de mii de oameni. Atâta suportă penitenciarele. Și ăsta vom avea, indiferent ce lege vom face. De aceea trebuie rezolvată problema cu închisorile. Pentru că ei sunt închiși pentru că fură, pentru că violează, nu trebuie să li se pună viața în pericol. Și ei au dreptul la viață. Dreptul la viață și lor trebuie să li se respecte.
Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru intervenție și aceste comentarii pe care le-ați făcut. Vă propun să continuăm dezbaterile după foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute. Continuăm să discutăm despre legea recursului compensatoriu care a fost anulată. Emilian Isailă, continui cu tine. Am auzit poziția fostului ministru al justiției Tudorel Toader, care astăzi pare că nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Deci el n-a susținut niciodată acest proiect legislativ, a fost moștenire de pe vremea altora, Parlamentul a fost cel care l-a votat și adoptat și președintele Klaus Iohannis l-a promulgat. Să ne amintim, de fapt, a mandatului Tudorel Toader a fost contestat în mare parte de opinia publică din cauza acestei ambivalențe, adică acestei poziționări duble a ministrului Tudorel Toader. Sau nepoziționări câteodată. Sau nepoziționări. Deci acesta a fost motivul pentru care l-am întrebat dacă el ca ministru putea să facă ceva. Pentru că domnul Tudorel Toader vis-a-vis de acest proiect de lege, care a devenit lege mai apoi, nu a avut nicio poziție publică tranșantă. Adică el nu a ieșit niciodată să le spună cetățenilor din România că nu este de acord cu această lege, că uitați ce am făcut eu pentru a bloca sau a modifica această lege, tot ce mi-a permis că legea am făcut și uitați ce se poate face și în fine, sau putea să demisioneze dacă nu era de acord și lupta să până la capăt și trăgea un semnal de alarmă destul de puternic în cadrul societății românești. Și aveam un ministru care era demn, ieșea în fața opiniei publice și spunea nu sunt de acord cu acest proiect, va crea un dezastru, vor muri oameni nevinovați, într-adevăr trebuie să rezolvăm problema. Vor ieși 7.000 de criminali violatori și tâlhari din închisoare și așa mai departe. Asta nu a făcut. Domnul Tudorel a făcut acte care într-adevăr țineau de mandatul domniei sale, a jucat, știa cât de gravă este această lege, bănuia că o să iasă, o să apară un scandal, era toată lumea, toți am bănuit, cei care ca jurnaliști, foarte mulți jurnaliști știau că o să apară o astfel de situație foarte complicată pentru societatea românească și bănuiesc că domnia sa avea informații mult mai bune și mai clare decât noi și studii mult mai aplicate și dar nu a făcut nimic. De fapt, în opinia mea, asta îi se poate reproșa lui Tudorel Toader, că nu a făcut nimic ca să oprească această lege din perspectiva mandatului lui de ministru. Am înțeles acum de la domnul fost ministru că, practic, opinia publică este de vină că i-a atribuit această lege, că i-a pus o gârcă. Partidul care susținea pe domnul Toader, rectific încă o dată, domnule fost ministru, nu mai puțin, că e supărat domnul Toader că l-am făcut membru de partid. M-am exprimat eu greșit și îmi fac mea culpa în direct. Ați fost susținut de PSD, dar partidul care v-a susținut și v-a pus în fruntea unui minister, domnule fost ministru Tudorel Toader, a votat în Parlament această nenorocire care a dus la recidiva 500 de condamnați care au ieșit mai devreme din închisoare. Da, despre asta este vorba. Sunt o rotiță între informația transmisă de instituțiile publice și opinia publică. Deci asta a condamnat opinia publică. Faptul că nu a făcut nimic, că nu a luat atitudine. Că trimit niște hârtii în Parlament, e ok. Le-a făcut. Bine că le-a făcut și pe alea, că s-a putut acoperi și astăzi are posibilitatea să iasă în fața opiniei publice să spună că nu are nicio responsabilitate. Dar există responsabilitate. Responsabilitatea unui ministru, de aceea ministrul este o persoană care este în, hai să spun eu, în serviciul public. El trebuie să servească interesele opiniei publice. Asta trebuie să-și ducă mandatul până la capăt, trebuie să ne atenționeze de gravitatea situației, de ce se va întâmpla, avea toate datele și toate informațiile să ne spună el de atunci. Vedeți că dacă ies 5.000, 10.000 de oameni mai devreme din penitenciare, incidența infracțiunilor cu violență, tâlhăriile, oțiile vor crește cu atât la sută. Trebuie să ne păzim, să luăm niște măsuri. Ok, trece legea, eu n-am ce să mai fac, dar hai să găsim soluții astfel încât să limităm suferința oamenilor, pagubele, crimele, etc. Eu știu, se puteau face o grămadă de lucruri, Emilian, dar nu a comunicat. Asta este problema, problema este mult mai adâncă de atât, că domnul fost ministru
și-a acoperit spatele suficient încât să poată să iasă acum, să spună nu, domne, cum ai spus, Aneta Sângeozan, nici o suroi n-a mâncat, nici gura nu miroase, dar fără să facă o opoziție reală guvernului care îl susține și partidului care l-a susținut, în momentul în care el avea instrumentele. De asta am și plusat, deci, domnul avocat, așa, am întrebat, nu să ne lămurim din capul nimic locului. Nu se put, deci nu avea niciun temei legal prin care să facă, în afară de declarațiile publice și pozițiile oficiale, nu putea să facă în așa fel încât să nu fie promulgată această lege. Dar vă văd așa zâmbind. Da. Deci avea ceva instrumente la îndemână? Haideți să plecăm de la punctul principal. CEDO a dat o hotărâre pilot României în care a avertizat că avem un grad de încarcerare ridicat peste 100%, avem undeva 130% gradul de încarcerare, adică suprapopulare, și a recomandat, pentru că erau foarte multe plângeri la CEDO, că nu respectăm condițiile de încarcerare de la nivel european. Adică nu aveam cei 4 metri de aer cub recomandați fiecărui fiecare persoană încarcerată. Nu aveau condiții de igienă la un nivel normal din punct de vedere al păstrării sănătății. Atunci s-a luat această decizie. Vă întrerup puțin, îmi cer scuze, viceprimarul capitalei de la DICOT face declarații la ieșire de la audieri. La Ministerul de Interne. Și cum se implementau? Binomul acesta de care vorbiți a influențat în mod direct reacția jandarmilor? Eu în acest moment nu pot să vă spun mai multe date, așa cum v-am declarat și la început, mai există o fază procesuală și anume cercetarea judecătorească care va aduce noi elemente. În cauză vor mai exista audieri în ceea ce mă privește pe mine în luna ianuarie, audieri care vor veni cu un set de documente care... În principiu a intervenit politicul în deciziile jandarmilor? Eu nu pot să spun acest lucru, pot să spun că stânga și dreapta au creat 10 august 2018. Mai departe urmează ca dumnealor să analizeze structurile care au... Dar credeți că declarația dumneavoastră e favorabilă sau defavorabilă binomului de care vorbeați mai devreme? Eu nu trebuie să dau declarații nici favorabile, nici defavorabile nimănui. Eu trebuie să dau, să răspund întrebărilor care le pun procurorii, ca oamenii să înțeleagă că nu pot fi manipulați și să cadă în mrejere unora altora. Omul este important și asta cred eu că trebuie să se înțeleagă, iar ceea ce urmează să rezulte din această anchetă să ne facă să nu ne ducem tot timpul după fente. Să analizăm și să vedem dacă este o manipulare sau nu. Dumneavoastră, pe 10 august, că ați fost martor ocular, au fost manipulați, pe de o parte, protestatarii, dar și jandarmii, și de aceea s-a ajuns la acea intervenție brutală? Rezist este creația dreptei. Intervenția este creația stângii. Resursele și modul în care fenomenul rezist a contribuit la creșterea presiunii publice este de evidență. Uitați-vă cine a rămas lângă președintele Klaus Iohannis, personajele pe care le-ați văzut în piață, care fac poze cu domnul Klaus Iohannis, și uitați-vă în dreapta că trebuie să dea cu siguranță explicații dacă și cum s-a intervenit pe 10 august. Dacă într-un mod legal. Fostul ministru de interne are vreo vină pentru felul în care s-a intervenit? Eu nu sunt aici să împart culpe. A fost o încercare, tot bazându-vă pe informațiile la care ați avut acces. Nu am înțeles din cauza domnului Ceaușescu care... Mariane, te rog, nu mai o secundă, te rog. Aurelian Bădulescu, stimați telespectatori, viceprimarul Capitalei, declarații la ieșire de la DICOT, acolo unde a fost citat astăzi și audiat în calitate de martor în dosarul 10 august. Revenim după o foarte scurtă pauză. Da, din nou în direct, continuăm dezbaterile și discutăm în continuare despre legea recursului compensatoriu care a fost abrogată astăzi, definitiv, a trecut și pe la președinte această lege și a dat consimțământul.
șeful statului. Domnule avocat, v-am întrerupt mai devreme. De fapt, domnul viceprimar ne-a întrerupt. Da, un eveniment pe care nu l-ați prevăzut nici dumneavoastră. Vorbeam de faptul că CEDO a obligat prin acea hotărâre pilot România să adopte o măsură administrativă astfel încât să depopuleze închisorile, având în vedere gradul de populare, suprapopulare și de asemenea gradul de lipsă de igienă din punct de vedere al condițiilor de executare a pedepsei. În atare situație, la momentul în care s-a dispus elaborarea și respectiv adoptarea recursului compensatoriu, trebuia să facă un studiu de impact din punct de vedere al infracțiunilor non-violente și a infracțiunilor violente. Observați de asemenea că avem totuși un grad de recidivă care nu este foarte mare în raport cu aceeași perioadă, cu cel puțin 5 ani anterior. Drept urmare, nu a fost o recrudescență comportamentală a celor ce au ieșit de îndată. În atare situație, tot datorită unui moment de oportunitate, s-a decis și abrogarea acestui recurs compensatoriu, dar problema reală, și anume a condițiilor din penitenciar, nu este rezolvată. În continuare, România va fi obligată de CEDO să plătească daune persoanelor ce execută în condiții insalubre și în condiții necorespunzătoare și nelegale în raport de cerințele Uniunii Europene și, în plus, în continuare se vor da condamnări, unele cu executare, ceea ce va duce din nou la suprapopulare. O măsură administrativă ce poate duce la încetarea suprapopulării penitenciare ar fi introducerea în sistemul legislativ actual a unor executări a pedepselor în regim neprivativ de libertate prin purtarea unei brățări. Există posibilitatea ca legiuitorul să introducă această modalitate de executare a unor pedepse care sunt pedepse date în cadrul infracțiunilor fără violență, infracțiuni care nu necesită neapărat o încarcerare și o executare efectivă. În atare situație, cum avem arestul la domiciliu în această perioadă, putem să avem pentru unele infracțiuni, să zic, cu condamnare până la 3 ani de zile, o executare la domiciliu, astfel încât cheltuiala statului să fie diminuată, să nu crească din nou numărul persoanelor ce execută efectiv în penitenciar și în această perioadă, efectiv, statul să îmbunătățească condițiile astfel încât să nu mai fim condamnați la CEDO. Vă propun să mergem din nou într-o scurtă pauză de publicitate, revenind la fix, continuăm să dezbatem acest subiect în prima parte, după care o să vedem și o situație stranie în justiție, de teama tăierii pensiilor speciale, magistrații se grăbesc să-și retragă cererile de pensionare. Comentăm subiectul la fix. Ne întoarcem.